Din păcate, inimi de copii care să aibă nevoie de ajutor vor tot exista. Din fericire, cu ajutorul vostru, putem să încercăm să ajungem la cât mai multe dintre ele. Colega noastră, Alessandra Stoicescu, care este și președinta Fundației Mereu Aproape, se asigură de acest lucru. Sandra, bine ai venit alături de noi. Mulțumesc tare mult că noi mă aflu alături de voi într-un demers în care am început împreună aici, la Observatorul Orei 12. Continuăm, vorbim despre rezultate împreună de fiecare dată, alături de doctorul Costache. Și cel mai important, reușim de fiecare dată să ajutăm. Am văzut o poveste emoționantă și sunt absolut convinsă că toate sunt la fel. Știi ce este cel mai greu? Să te pui în sufletul și în papucii unei mame. Și eu și Mihaela avem copii de această vârstă, chiar de vârsta Ștefaniei, și să te gândești că acea mamă atâta vrea și atâta se roagă ca cineva să vrea să ajute, cineva să întindă o mână, și că de asta depinde sănătatea și viața copilului lui. Asta e groaznic. Ce este minunat, în schimb, este că suntem atât de mulți inimoși și că noi, uniți, cu 2 euro de la mine, care poate nu contează azi, și 2 euro de la tine, și de la tine, Vali, și de la Miha, și la toți cei care se uită acasă, fac diferența între momentul în care mama aceasta se va bucura la nunta copilului, la, nu știu, la clasa întâi, la toate lucrurile pe care ni le dorim. Așa că hai să facem asta împreună. Haideți să continuăm. Este o misiune umanitară care implică oameni și medici care ajută, implică și costuri, dar în final avem copii care au o șansă la viață. Hai să explicăm puțin oamenilor, de fapt, care este rolul Fundației Mereu Aproape, pentru că, practic, este liantul între a dori să faci un bine și a se întâmpla binele respectiv. Noi trebuie să strângem bani pentru ca aceste operații să se poată întâmpla. Sunt foarte mulți medici inimoși care vor să facă asta, dar întotdeauna ai nevoie de bani pentru ca ele să se întâmple. Spitalizarea costă, spitalul unde se fac aceste operații pune la dispoziție sala pro bono, medici din străinătate vin, unii pro bono, alții au un fee mai mare sau mai mic pentru a putea vindeca ai noștri copii aici acasă în România. Varianta cealaltă este să-i trimitem în străinătate cu costuri mult, mult mai mari. Și atunci împreună putem strânge banii de care este nevoie pentru ca fiecare operație să se întâmple. Și fiecare operație are costuri variabile în funcție de caz, în funcție de tipul de intervenție și în funcție de acele costuri care pot apărea în spital pe lângă cele cu care ne sprijină partenerul nostru, Spitalul Salvador. Sandra, vreau să te întreb, nu știu cum va suna această întrebare, dar cum reziști? Cum de ești atât de puternic? Nu numai că știi toate poveștile. Uite așa, cu lacrimi în ochi, nu știu cât le părinții vedeți. Părinții copiilor salvați te sună, ți-au trimis mesaje. Pentru că voi mă vedeți doar pe mine, dar pe mine, atunci când sunt locomotivă, trebuie să mă vedeți cu toate vagoanele din spate, care înseamnă echipa Fundației Mereu Aproape, care înseamnă Adriana Pava, care înseamnă Mădălina Minu, care înseamnă fiecare om din acea echipă, cei care țin legătura cu părinții în fiecare clipă, în fiecare oră, în fiecare zi, în fiecare noapte, care se încarcă cu toate aceste lucruri și care ne dau nouă, de fapt, echipa Fundației Mereu Aproape, care e non-stop în legătură cu părinții, ne ajută pe noi să putem să ducem totul mai departe. Pentru că eu singură nu aș putea să o fac. Fetele de la fundație singure nu ar putea. Noi, fiecare dintre noi, doar uniți, așa cum uniți, putem strânge suficienți bani pentru a vindeca pe Ștefania, pe Maria, pe Alexandra. Sandra, am pomenit înainte de publicitate despre un medic din Suedia. Exact. Este pentru prima dată când el vine aici, da, în România, este pentru o procedură specială, care nu s-a mai făcut, poate? Faptul că se extinde echipa de medici care ajută la vindecarea inimilor copiilor din România, mi se pare un lucru fabulos și o să se extinde din ce în ce. Ni se alătură un alt medic, putem să facem bine de data aceasta, iată, ne propunem să fie 5 copii, în următorul val o să fie din nou alți copii care au nevoie de ajutor și totul depinde de cum reușim să ne mobilizăm, pentru că pe an, să știți că sunt 1000 de astfel de cazuri în România. Rezolvare găsesc puține. În mod normal, statul român ar trebui
să ne adune pe toți și să găsim această, această formulă. Aceste intervenții pe care le vom face în, în următorul val sunt salvatoare. Doctorul Liuba face aceste intervenții, operații intervenționale care schimbă viața acestor copii, dar împreună putem să schimbăm viețile mult mai mult. Mulțumim pentru prezență și vă așteptăm pe toți cei care ne priviți acum în echipa aceasta, în echipa Fundației Mereu. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.